Bună, dragilor, imediat este ora 2. Am pus la fiert niște spaghete. Am mâncat micul dejun mai târziu, de aceea am întârziat cu prânzul. Și pentru Marc voi face niște spaghete cu pesto și Selena nu vrea paste cu roșii, ei nu-i plac roșiile de obicei și ardeiul, așa că nu voi mai face spaghete sau paste cu roșii și mozzarella momentan. Probabil vom face cu pesto și cu ton sau cu sos roșu și ton, să vedem ce zice. Dar când i-am zis că vreau să fac din alea, nu am cântat-o deloc. M-am trezit de dimineață, mi-am făcut curățenie pe aici, am băgat la spălat, am întins, iar am băgat la spălat, iar am întins, vai, 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 de guță ție, ia, doamne, doamne, mini, frumoase, o, minisorul, ce face fata? Ce face fata? Am dat cu aspiratorul, treburi de ale casei. La noi este norat astăzi și frig, trebuie să merg să duc gunoiul. Da, minisorul. Trebuie să duc gunoiul. Frumoasă! Ce frumoasă e ea, așa blănoasă. Îmi place așa de mult de ea. Doar că cade părul atât de tare și credeți-mă că o periez și de două ori pe zi și degeaba. Am zis, mă, poate dacă o periez, ajută. Dar nu, nu ajută. Și mi-e tare drag de ea, cum stă așa. Da. Și cum are și plusurile alea acolo. Ții, mama! Aici avem și pe Rocco și pe Cleo, să nu râdeți de mine că am instalația și acum, nici nu o voi da jos și anul trecut o am avut-o și în primăvară, vară, toamnă, iarnă și acum o luăm de la capăt, e prinsă bine, e agățată, chiar nu am chef să o dau jos pentru că mă chinui foarte tare după aia să o prind, mai ales că eu sunt și mică de statură și chiar dacă e să fie Bogdan acasă, e destul de greu că trebuie să ai să te chinui, să-ți întinzi mâinile, să te chinui cu scaunul. Eu nici atât nu ajung, decât dacă aș avea poate o scară, dar cu scaunul nu ajung, așa că rămâne acolo că nu e nicio problemă. Mini, nu mă bagi în seamă? Ce e? Hai la mama! Ce faceți voi? Vorbiți cu mama? Haide! Of, of, of! Da, da, da! Hai la mama! Hai! Haide! Da, da, da! Ce-i Rocco? A plecat, așa-i? Uite că vine înapoi! Da! Hai la mama, Cleo! Cleo! Hai la mama, gălbioara! Am pus mâna pe ea... Ieri sau alaltă ieri, vai, dar ce tare m-a capsat, doamne, ce tare m-a capsat, deci mușcă cu o răutate asta galbenă, doamne, de n-ai văzut așa ceva. Măi, mai să-ți ia pielea foarte tare, deși Rocco mușca la început, dar nu atât de tare, nu știu, n-avea așa puterea aia asta, te mușcă cu o putere și cu o răutate. Tind să cred că e femelă, că femelele am înțeles că sunt mai rele și fiți atenți și ascultă ei acolo, își dă din cap ce vorbesc eu. Hai la mama! Da, despre voi este vorba. Cleo i-am mușcat tare și pe mine și pe Sally, da? Uite pe Rocco ce umflat e drăguțul. Imediat sunt gata și spaghetele și mi s-a făcut poftă de un griș cu lapte sau de un orez cu lapte. Și am văzut pe internet mai multe rețete de orez cu lapte turcesc, doar că trebuie băgat și la cuptor și mă gândesc să fac și eu pe viitor să văd cum e, deși sunt sigură că nu o să-mi iasă la fel de bun cum le iese turcilor, nu? Am încercat și alte chestii grecești sau italiene sau ce am mai încercat, dar nu-mi iese ca la ei, cum am mâncat eu la ei acolo, în Grecia, în Italia sau pe unde am mâncat, oricât aș încerca eu. Am scos și rufele din mașină, o să bag niște rufe așa închise la culoare și cred că e ultima tură pe care o spăl astăzi. Am mai spălat două pături, ia uite ce s-au luat ăștia la vorbă, papagalii. Astăzi am mai spălat și două pături și încă o pereche de blugi. Și două bluze care sunt așa mai sensibile și dacă le-aș băga la o temperatură de 60-90 de grade nu ar mai ieși un plovor, cine știe ce ar ieși din el, așa că necesită să le bag la un program scurt și la temperatură joasă și am spălat aceste plovere. Place foarte mult acest plovor verde cum a ieșit, aparatul ăla de la Philips mi l-a făcut super fain și mai am încă unul la fel pe culoarea roșie
Și de ăla trebuie să mă ocup când am timp. Și am spălat și blugii la un program scurt și o temperatură joasă, că de multe ori îmi ies foarte urât, ies așa foarte, foarte șifonat și, na, și acum s-au șifonat la temperatura asta joasă și programul ăsta scurt. Și mai am această pătură, care mie îmi place foarte mult. Mă enervează că nu se vede culoarea ei reală. E un roz foarte fain. Pe cameră mi-o arată un roz așa mai murdar. Cred că o să o întind odată pe pat și o să mă apuc să văd să iau scamele. Vedeți câte scame urâte s-a făcut și pe ea. Și ea e bună, nu e ruptă, e pufoasă, e faină. Doar că ia uite câte scame din astea urâte s-a făcut și chiar... De ce s-o arunc sau să nu o mai folosesc? Așa că o să pun mâna pe acel aparat, o să pun niște baterii noi, că necesită baterie ca lumea la ani de lucru la această pătură și o să vezi ce fain o fac eu pe ea. Asta văd că deocamdată nu are, nu s-a pus came și nici nu știu dacă e materialul să se prindă scame de ea. Așa că când o să am un pic de timp, o să mă apuc să fac pătura și mai am și câteva plovere, nu știu acum mai am și pantaloni, trebuie să întind și rufele, dar mă duc să mă ocup mai întâi de paste. Păi trebuie să bag în cotură la spălat. Sunt gata și pastele, am adăugat pesto, am pus două cutiuțe de ton. Tonul l-am scurs de ulei, după care am pus câteva feliuțe de mozzarella, pe care le-am stropit cu ulei de măsline și cu oregano. Și acum le-am pus pe foc să se topească mozzarella, ne punem să mâncăm, după care să îmi continui și eu treaba. Ce vrei, Mini? Ce vrei, Mini? Ce vrea fata? Ce vrea fata? Vrea ceva de aici? Ce vrea? Vrea un stix? Pa! Aici am mai scos niște pecorino. Să punem pe deasupra. Deci fiți atenți. Doamne, maica sfântă. Deci fiți atenți. Nu știam eu de ce nu mi se topește mie mozzarella. Ferească Dumnezeu dacă ai putut să vezi așa ceva. Deci ca să vedeți și voi că mi se întâmplă și mie tot felul de chestii. Uneori nu reușesc să le filmez, dar nu pot. Cum fratele meu să lași focul ăla la alta prins și să ai impresia că l-ai aprins pe ăsta pe care ai pus oala? Deci am stat degeaba și așteptam să se topească mozzarella și nu înțelegeam de ce nu se topește. Na, ca să vedeți și voi. Dar nu știu cum de nu mi-am dat seama. Deci uneori zici că mă zăpăcesc de cap, vă zic sincer, și nu-mi dau seama de ceea ce fac. Bună, Mini! Ce faci? Tot e ceva de mâncare pe aici, așa? Ai și ai simțit și tu, ți-am dat două bucățele de napolitană, gata, ajunge. Eu mă apuc să fac... Plăcinta cu spanac este 5 și jumătate. Mi-am făcut curățenie la baie, am mai întins niște rufe, ce am mai făcut pe aici, pe acolo și a trecut timpul și am fost și până la Carrefour să văd dacă a adus păturele din alea pentru mini absorbante și nu a adus și am cumpărat o plasă pentru colivie, o să vă arăt acum. Am cumpărat această husă, plasă sau cum să o numesc, e o husă făcută dintr-o un fel de perdea pe care o bagi așa pe dedesubtul la colivie pentru a nu face mizerie atunci când mănâncă și sparge meiul, aveam toată masa plină de mei, doar că acum cât ei sunt afară nu o pot ridica. Această husă până sus, cam până pe aici se ridică, din cauza că asta ar însemna să închid ușa și mie îmi trebuie să rămână ușa deschisă, așa că atunci când ei intră înăuntru, închid ușița și ridic această plasă în sus. Bună, da! Acum poți să dai? La ce te uiți? La Pepa? Bine, eu mă apuc de plăcintă. M-am uitat la mai multe rețete și am văzut așa, unele persoane fac cu brânză de vacă, alte persoane fac cu telemea, alte persoane fac cu feta, alte persoane fac cu gorgonzola și așa mai departe. Fiecare face diferit. Ce am mai văzut, că unele persoane pun ori praz, ori ceapă verde. Eu nu am nici praz, nici ceapă verde și alte persoane adaugă ori pătrunjel, ori mărar. Eu nu am nici mărar, nici pătrunjel, nu am chef să mai ies afară, nici nu m-am uitat ce-i drept la rețetă atunci când am, înainte să plec la Carrefour, că aș fi cumpărat atunci.
Așa că eu mă voi apuca să fac această plăcintă și voi face așa. Voi amesteca, voi opări acest spanac, după care îl scurg, îl voi amesteca cu brânza asta orad, cu telemea, voi adăuga sare, piper, un ou și foile le voi unge cu ulei de măsline amestecat cu untul topit. Și așa voi face plăcinta. O să vă arăt și vouă. Chiar sunt curioasă dacă iese bună. Am pus niște apă cu sare la fiert și o să adaug spanacul atunci când începe să fiarbă. O să mă apuc să topesc și unt, o să rad și brânza asta. Foile mi s-au dezghețat. Îmi plac foarte mult foile astea de plăcintă și aluat pentru plăcintă de la Lidl, chiar foarte, foarte mult. Bun, aici am pregătit și sare. Pregătesc și piper și ne apucăm de plăcintă în curând. Am pregătit și tava, am udat-o cu puțină apă și am pus hârtia de copt. Și acum mă apuc să topesc untul și să rad brânza. Am zis să fie și tava pregătită. Și voiam să vă întreb, nu vi se pare că s-au schimbat foarte tare la gust napolitanele astea de la Gioie? Mie mi se pare că s-au schimbat foarte, foarte tare și nu mai sunt la fel de bune. Cele de la Penny, marca Penny sau cele de la Alca mi se par mult mai bune decât acestea de la Gioie. Și am mai primit niște napolitane de la mama din Italia, marca Coop, care au fost 90 și ceva de cenți. Știu că mi-am luat și eu în Italia când am fost și vreau să vă spun că erau nemaipomenit de bune și erau un pachet mult mai mare decât acesta. Ăștia de la Gioie, nu știu, ori au schimbat rețeta. Aici văd că scrie rețetă nouă. Am văzut că sunt și de post, dar nu îmi place nici aroma de la cacao și nu-mi place nici napolitana, cum se simte. Mi se pare ciudată. Începe să fiarbă apa. Am tăiat și punga de la spanac. Și punem să vedem. Chiar sunt curioasă, este pentru prima oară când eu fac plăcintă cu spanac. Spanocopita, parcă se numește. Cât este ceasul, Doamne? Deja e 6 fără un sfert. Până mă învâr, până pregătesc de școală una alta. Apropo, aseară m-am uitat la America Express. Nu știu de ce văzusem eu în secvențe Asia Express. Sincer să fiu, pe mine nu m-a încântat, nu m-a dat pe spate așa, cel puțin începutul, când am aprins televizorul să mă uit, nu mi-a plăcut, așa că nu m-am uitat deloc la emisiune decât puțin și după aia nu m-a, pur și simplu nu m-a atras, nu știu, mă așteptam să fie mai fain, mai diferit. Cel puțin Asia Express mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mă apuc să rad această bucată de telemea. Am și gustat din ea și chiar e bună. Nu mă așteptam să fie așa de bună. Și mă gândeam că are gustul ăla de oaie puternic. Dar nu, nu are gust de oaie deloc. Zici că e telemea de vacă. Bine, că nici măcar nu poți să ai încredere 100% că e telemea de oaie, că nu mai avem încredere, nu mai știm ce cumpărăm. Dar eu am luat-o din Penny, a costat 7 lei și ceva, are 200 de grame și e chiar bună la gust, nu mă așteptam. Mai ales că nu are gust de oaie, că eu nu sunt așa cu brânza care are gust de oaie, nu mănânc carne de oaie. Câteodată mai mănânc friptură de ied sau de miel, mieluț, din ăla mic, nu știu cum se numesc, când face soacra sau mama că pune tot felul de mirodenii și nu se simte gustul. Dar dacă am simțit gustul de miel, de oaie, de ce o fi, poate să fie pus cu mirodenii și cu ce o fi, așa ceva nu mănânc nici să mă bați. Am gustat niște pastramă de oaie, dar nu mai țin minte unde. Ce vorbește? Am zis că mor acolo și alta nu. Deci mi s-a părut oribilă. Și am mai cumpărat odată de la turci. Cum se numește, mă? Nu mai țin minte cum se numește. Ce am cumpărat tot ceva cu carne de oaie, dar nu citisem. Mi-a plăcut cum arăta acolo în imagine. Nu am citit că e făcută cu carne de oaie și ce vorbești? Când am gustat și acolo, n-am putut să mănânc așa ceva. Am mâncat numai bulgurul ăla, parcă, sau nu mai țin minte ce era, bulgur, orez, habar, nu mai știu, dar nu mi-a plăcut deloc. Deci nu-mi place carnea de oaie.
Na bun, am ras și brânza. O să scot și un nou. Spanacul o să iau și o să-l toc mărunt sau o să-l las așa frunze, dar cred că nu-l mai toc. Cred că-l las frunze, că și așa sunt frunzele micuțe și acum când se opărește, se sfărâmă. Foarte faine sunt aceste foi de plăcintă pe care le-am luat din Lidl. Îmi plac mult mai mult decât cele de la Penny. Sunt mult mai fine, au mirosul ăla foarte fain de unt, chiar faine. Le recomand dacă nu le-ați încercat și costă doar 3,99 lei, deci au un preț foarte bun. Asta este cantitatea de telemea pe care am ras-o. Eu zic că mi-ajunge, sunt 200 de grame. Aici am ou, piperul, sarea. Mă apuc să pregătesc untul, să-l topesc și să-l amestec cu uleiul de măsline. Și aici am spanacul pe care o să-l opresc imediat. Cred că dacă aveam niște mărar sau ceapă verde, era belea sau praz, cred că ieșea mult mai bună, dar dacă nu avem, facem așa. Și aici am pus spanacul pe care l-am scurs de apă, brânza și ou. O să mai adaug sare, piper, dar sare cred că nu o să adaug acum. Cred că o să adaug doar puțin piper, amestec și să văd dacă să nu fie brânza prea sărată și să fac după aia o compoziție sărată rău. Aici am topit unt, după aia am pus niște ulei de măsline, am uns această hârtie de copt. Și apoi voi pune câte 2-3 foi din astea de plăcinte, ung din nou, iară 2-3 foi de plăcinte până ajung să termin toată partea asta. Am tăiat pe jumătate foile și am văzut că sunt persoane care face plăcinta pe rotund, face plăcinta pe pătrat, pe dreptunghiular sau face plăcințele așa mai micuțe sub forma triunghiulară, dar acolo îmi bat capul prea mult și chiar nu am chef. Eu o voi face așa pe forma tăvii. Am terminat compoziția, am mai adăugat niște sare că era nevoie și chiar sunt curioasă dacă o să iasă bună, că nu mi se pare că ar avea așa gust a spanac. Cred că dacă aș fi avut ceapă verde și mărar ar fi ieșit mult mai bun. Am văzut că sunt rețete unde stoarce spanacul și îl adaugă cu brânză, cu ou și așa mai departe, dar sunt rețete unde călește puțin ceapa verde, mărarul, după care adaugă spanacul pe care l-a opărit și poate că acolo iese un alt gust, nu știu. Nici nu știu. Eu am zis hai să încerc această rețetă, mai ales dacă nu am mărar, nu am pătrunjel, nu am ceapă verde. Sunt curioasă ce o să iasă. Am schimbat tava, am pus una mai mare, că n-aveam loc să întind foile. Și am pus-o pe asta. Mai am câteva foi în partea asta, după care o să pun umplutura. Și chiar sunt curioasă ce o să iasă. Sincer să fiu așa cum sunt un pic, nu știu, dezamăgită. Dar poate fiind la cuptor, iese gustul ăla din spanac. Nu știu, vedem. Dacă ne place mai facem, dacă nu, nu. Este gata și plăcinta cu spanac. Gata de băgat în cuptor. Chiar nu este gata de mâncat. Și cred că o să o las undeva la vreo 30 de minute, la 180 de grade, dar acum depinde și de cuptor, eu oricum o să o urmăresc. După care mă apuc să-mi strâng aici, să-mi spăl vasele, să pregătesc pachetul pentru Selena. Deja este 7:25. Imediat o să scot plăcinta. Miroase așa de bine, chiar sunt curioasă ce gust are. O mai las puțin de tot și acum mă apuc să facem câte un ceiuc. Zi, bei ceai ca să știu. Uite, o să fac un pahar din ăsta, așa fain. Da. Bei ceai? Da. Facem din ăsta sau îți fac în cănița asta, în care vrei? În căniță sau în pahar? În pahar? Bine. Ia să băgăm câte un pliculeț că ajunge suficient. Că acest pahar are peretele dublu. La Lidl avea și pahare din astea mult mai mari, speciale pentru ceai. Bine că și astea se pot folosi pentru ceai, dar acelea scria că sunt
pentru ceai, acestea pentru cappuccino, celelalte espresso și nu mai știu, parcă încă un set avea. Uite ce fain arată plăcinta. Ia, uite, mănâncă băiatul plăcintă cu spanac? Nu te-am nimerită. Nu spanac, nu. Am pus apă la fier pentru ce eu. Uite-o, uite aici în cuptor. Uite-o cum arată. Ia să punem și apă la ceai. Atras la hârtia. A tras hârtia, uleu, dar frige rău. Nu pot să-mi bag una acolo. Am scos și mierea, dar o să las să se mai răcească. Și apoi o să adaug și câte o linguriță sau două de miere. Și o să le las la infuzat. O să le pun un, era să zic un castron, o farfurie. O să le pun deasupra. Hai să vedem, mă, te pot scoate eu de aici că frigi. Hai că te-am scos, gata. Ia să vedem dacă e bună farfuria asta. Hai că le acoperă pe toate. Lăsăm așa ceaiul la infuzat. Aici am niște miere de floarea soarelui și o să pun mai încolo. Și acum o să scoatem și plăcinta de la cuptor. Am scos plăcinta de la cuptor. Arată foarte bine și miroase foarte bine. Chiar sunt curioasă. În seara asta eu voi mânca plăcintă cu spanac, să văd ce vor să mănânce și copilașii. Mai avem supă, dacă nu o să le fac ceva pentru ei, dar eu asta o să mănânc, o felie din asta, o felie, o bucată de plăcintă și cu paharul ăla de ceai și gata, e suficient. Cred că dacă aș fi călit spanacul cu ceapă normală ar fi și mult mai bun. Da, așa e atunci când nu ești în cunoștință de cauză sau când te încăpățânezi. O să vă zic și vouă cum o să aibă gustul, că sunt curioasă, dar aștept să se răcească. Da. Este 8 fără 20, eu am făcut băiță. Acum ne punem să gustăm din această plăcintă, să vedem cum este. Arată bine, dar sunt tare curioasă de gust. O să adaug și niște miere în ceai. Și vreau să vă spun că îmi place foarte mult acest turban, mult de tot, îmi place că are năsturelul ăsta și pur și simplu simți că nu-ți pleacă prosopul din cap, deci e foarte tare. Doar că Selena a făcut aseară baie și a stat undeva la 2 ore și ceva, 3 ore și pe etichetă scria că, pe acel carton scria că acest turban nu sucă părul, poate nu de tot, dar la ea n-am văzut nimic uscat, deci era părul plin cu apă. Chiar sunt curioasă, voi ați folosit așa ceva, cum se usucă, cum se procedează, că eu n-am folosit pentru prima oară, dar pot să spun că îmi place foarte mult și trebuie să mai achiziționez încă unul. Ce crede că pun miere în plăcintă? Aici. Nu, 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 miere în ceai. Uite, a făcut mama ceai. Ceai, ceai, ceai. Ceai, ceai, ceai. Ce tare arată, nu? Foarte tare! Și e interesant că nu frige acest pahar. Atunci când îți bei cafeaua sau ceaiul, băutura în interior e foarte fierbinte, dar aici paharul ăsta, cum e dublu, e foarte, foarte fain. Nu uite, din băutură se vede. Ai grijă că nu am pus miere și o să fie amar, dar când o să bei trebuie să ai grijă că o să fie fierbinte. Știu că am pățit cu cafeaua, m-am ars la limbă și eu și tati. A ieșit o plăcintă atât de bună, sincer nu mă așteptam să iasă atât de bună, am gustat de la Selena că a mâncat ea o bucată, deci a ieșit foarte, foarte faină, la interior și pe dedesubt e moale și pe deasupra e așa de crocantă, foarte faină și gustul, deci a ieșit compoziția aia cu spanac și cu brânză, o bunătate! Mai ales acum fierbinte e nemaipomenit de bună. Sunt curioasă cum o să fie rece. Selia a mâncat o bucată și a zis că îi place foarte mult și la școală vrea plăcintă. Așa ai? Yes. Ai amestecat în ceiuc? Da, eu amestecă mai bine să vedem dacă mai e nevoie. Cred că o să mai fie nevoie de miere. Nu? Nu mai e nevoie? Gust de la tine. Dragii mei, eu o să închei acest filmuleț, noi v-am pupat cu mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!